Să apăsăm un întrerupător ca să facem lumină în casă, de pildă, este un gest banal pentru cei mai mulți dintre noi. Din păcate, alți români nu au văzut un bec aprins în viața lor. Este și cazul lui Nea Viorel, un bărbat de 58 de ani, care locuiește izolat pe un vârf de munte și care a trăit până acum ca nevul mediu. Până acum, pentru că un grup de oameni cu suflet mare care au aflat povestea sa, au pus mână de la mână și i-au cumpărat un panou solar. Nea Viorel locuiește în mijlocul pădurii, izolat într-o casă mică și derăpânată, fără căldură și fără curent electric. Stă cu chirie și lucrează cu ziua prin sat. Drumul până la el este unul lung și anevoios. Voluntarii au mers ore în șir pe jos pentru a-i putea lumina casa. Panoul o să bage curent în baterie, tu non-stop o să ai lumină. Doamne ajută, fie într-un ceas bun. Voluntarii au cărat panoul până în vârful muntelui, l-au montat pe casă, iar apoi au instalat întrerupătorul și becurile. Te-ai gândit că o să ai lumină? Ești pe-n vise, nu? Lumină și soba. Uite, e rezolvată și soba. Am lăsat banii de sobă, eram pregătit să-ți dau la biserică, dar... Nu trebuie numai să fii drept, te uiți să fie drept, să n-ai drept. Nea Viorel, ești fericit că vine lumina mama tale în casă? Da. Așa. Pe lângă panoul solar, bărbatul a primit un telefon mobil, haine groase, dar și alimente, iar curând va primi și câteva obiecte de mobilier. Ăsta e de la soare să încarcă. Soarele nu dă factură. Soarele îți încarcă... Soarele încarcă panoul, panoul încarcă bateria și bateria trebuie consumată. Cam asta e ideea. Nu plătești la nimeni. Păi donație din partea echipei de la Arad. Cum e acum că aveți bec în casă? De când așteptați momentul ăsta? O, la de când? E o grămadă de timp. Și acum? Acum, da. Este lumină. Statul român ar trebui să se implice. N-are drum omul, n-are acces, n-are apă. Am zis să donăm, am donat fiecare din puținul nostru. Nea Viorel a primit un ajutor la care nu ar fi sperat vreodată. A fost pentru prima oară în 58 de ani când a putut să aprindă lumina în casă.